Ceremonie la Pitești dedicată Unirii de la 1859, participanții prinzându-se într-o horă ca semn al unității românilor. Sărbătorim astăzi un moment istoric cu semnificații deosebite. Ideal național suprem, înfăptuit pentru scurtă vreme la 1600, de către marele voievod Mihai Viteazul, unirea avea să-și găsească împlinirea în anul 1859, când românii din Moldova și țara românească alegeau la 24 ianuarie pe colonelul Alexandru Ioan Cuza ca domn al celor două țări române. În această idee aniversăm astăzi 161 de ani de la unirea celor două principate, eveniment ce a pus bazele statului național român modern și a desăvârșirii unității tuturor teritoriilor locuite de români. Sărbătoarea Unirii Principatelor Române este un bun prilej de reflecție pentru ceea ce ne dorim ca popor pentru viitor, lăsând deoparte diferențele de opinie sau rivalitățile politice. Provocarea actuală o reprezintă dezvoltarea țării în pas cu celelalte state membre ale Uniunii Europene. Împreună cu colegii de la ALDE Pitești și ALDE Argeș, am sărbătorit astăzi 24 ianuarie Mica Unire. Este un moment important pentru țară și pentru noi. Actorul Puiu Mărgescu de la Teatrul Alexandru Davila a readus apoi în actualitate legământul făcut de domnitorul Alexandru Ioan Cuza la momentul unirii. Suhot, în sfârșit, că trebuie să punem patimele deoparte și să deschidem era Constituției prin dreptate și frăție. Jur în numele Preasfintei Treimi și în fața țării mele că voi respecta cu sfințenie drepturile și interesele patriei. Pe Alexandru Ioan Cuza și întregii generații pașoptiste de români adevărați le datorăm statul național unitar român modern. Dumnezeu să binecuvinteze națiunea română și statul național unitar român. La mulți ani!